Vă propun să vorbim despre asteroidul Dares. Este vorba de un personaj care apare pe fondul războiului troian. Tele lui de vitejie nu sunt legate de faptele de arme, ci de lupta corp la corp în postură de boxer. De altfel, în poemele homerice și în mitologie și în literatura de specialitate care a studiat personajul, el este celebru prin pseudonimul Boxerul. Dares nu este prezent în ipostaza unui soldat sau unui comandant, ci în ipostaza unui personaj care s-a remarcat de fiecare dată la jocurile funerare care erau organizate după moartea câte unui personaj important. Acele ceremonii presupuneau un ritual religios, o pomană, alcătuită firește din vin și mâncare, a latura finală așteptată de foarte multă lume, și anume jocurile funerare care erau de fapt jocuri sportive. Erau trei categorii de întreceri: cele navale, cele așa zis cu piciorul, care presupuneau abilitatea, dexteritatea de a mânui o serie de instrumente, de a conduce o minge sau de a fugi, alergare. Ultima probă era boxul. Acest Dares a ieșit de fiecare dată învingător, era descris ca un personaj tânăr, voinic, înalt, frumos, curajos, neînfricat și foarte abil. Dares îl însoțește pe Eneas la întoarcerea acestuia spre Italia. Navele pe care se aflau însoțitorii lui Eneas au rătăcit drumul și, în loc să ajungă pe coasta italiană propriu-zis, au ajuns pe coasta siciliană, într-o localitate în care își dăduse sfârșitul singur și uitat de lume chiar tatăl lui Eneas. Și atunci Eneas organizează niște ceremonii funerare în memoria lui. S-a organizat un ring și s-a găsit și un premiu care să-i fie dat învingătorului. Era vorba de un taur care susținea pe cap, între coarnele lui, o coroană, ale cărei frunze erau făcute din aur. Premiul de consolare pentru cel care pierdea era o spadă și un scut. Eneas a condus întreaga ceremonie, a deschis și jocurile și a invitat bărbații curajoși să intre în ring. Primul care a intrat, firește, a fost Dares. Dar când asistența l-a văzut că are mâinile înfășurate în niște benzi de pânză pe care erau prinse cuie, ținte și alte piese metalice, un fel de mănuși țintuite, s-au speriat și n-au mai avut curajul să se înscrie în această competiție. Timpul trecea, Dares stătea în mijlocul arenei, nimeni nu se încumeta să îl înfrunte și ceremonia nu își atingea scopul. Și la un moment dat, ca să nu facă cetatea de rușine, regele îl îndeamnă pe un bărbat care era și el cunoscut pentru vitejie și pentru rezistență fizică, să se ducă și chiar dacă va fi învins, măcar nu va fi o rușine asupra orașului că nici măcar un bărbat nu s-a încumetat să se lupte cu Dares. Acesta a fost Entelus. Dares este tânăr, curajos, impetuos, neînfricat, iar Entelus este matur, în schimb este foarte deștept. Și atunci, întreaga asistență se întreba cine va câștiga, tinerețea sau maturitatea, forța sau înțelepciunea ori deșteptăciunea. Lupta începe și chiar de la primul pumn aplicat de către Dares lui Entelus, acesta cade la pământ, un fel de knockout modern. După care, bucuros de această victorie categorică dintr-un singur pumn, cu Dares se petrece ceva ciudat, parcă posedat de niște furii, de niște entități demonice, se repede la Entelus și începe să lovească cu capul de pământ, ca și cum ar fi vrut să-l strivească. În acel moment, intervine Eneas, care spune că denaturează frumusețea jocului și logica acestei întreceri, că acest sport nu prevede acest tip de cruzime și de violență. Prin urmare, declară meciul închis, nu există niciun învingător și, supărat că lucrurile au degenerat, dă ordin ca trofeul, taurul, să nu fie atribuit nimănui, să fie sacrificat și carnea împărțită la cei care asistau în arenă. Dar, la sfârșitul acestor cuvinte, Entelus își revine, se ridică de la pământ și începe să-i care pumni lui Dares cu o vigoare extraordinară, cu o forță de nebănuit. Poetul aseamănă acest atac nemilos cu o ploaie de bolovani asupra lui Dares, care la rândul lui cade la pământ. Se poate vorbi de două victorii, una în prima etapă, cea
de-a doua tardivă după încheierea meciului. Este vorba de două personaje care au parte de ambele ipostaze, și victorie și înfrângere. Meciul fusese declarat închis, ceremonia s-a sfârșit, dar legenda continuă. Personajul Dares este extrem de prizat, legenda și motivul pe care vi l-am narat este frecvent reprezentată în arta plastică greacă, în vase de metal, în pictură, în mozaic, pe vasele de ceramică, în bazoreliefuri. Motivul străbate secolele și este prezent și reluat în Renaștere, în Romantism și în epoca modernă, ba chiar este subiectul mai multor filme. Nu întâmplător, un asteroid îi poartă numele și de aici trebuie să ne întoarcem la astrologie și să extragem și concluziile necesare. Asteroidul Dares este purtătorul calităților, dar să spunem și al riscurilor ori exceselor personajului însuși, și anume bărbăție, curaj, determinare, vigoare. El este prezentat ca un om onest în perioada cât era în armata lui Eneas, care lupta alături de greci. Doar că scena finală, aceea cu criza de nervi, cu furia nestăpânită, oarecum îl discreditează și îl pune într-o lumină stranie, și anume faptul că, cu toată vigoarea lui, există o latură șubredă în fiecare. Există momente în care oamenii nu se mai pot stăpâni și lasă loc unor tendințe lăuntrice pe care nu și le cunosc. Nimeni nu-l văzuse până atunci pe Dares reacționând în acest fel. La rândul lui Entelus, personajul matur și deștept, este pus într-o situație la fel de ciudată, și anume revenirea din pumni, descătușarea unei forțe uriașe care îl face să-l înfrângă pe Dares, dar o înfrângere tristă și inutilă. Se poate extrage și ideea unor succese care nu pot să fie duse la bun sfârșit sau a unei ipostaze care are toate datele câștigului, a victoriei, dar care până la urmă, din condiții speciale, exterioare, sau din cauza unor defecte ale personajului, este ratată, șansa este pierdută, meciul este compromis, victoria nu mai există și asupra omului planează o stare de îndoială sau de reproș. Avem de-a face cu un personaj mai ca în viață, mai real, nu ca în Olimp, un om cu calități și defecte, care îl discreditează și îl dislocă din statutul de erou total.